Aș vrea să spun și eu ceva, nu am așa o mare experiență. Anul ăsta împlinesc doar 30 de ani de căsătorie și puțin încă, mai este încă ce învățat, dar sunt unele lucruri care mă întreabă și copiii mei, spune tata, mama, dar cum voi v-ați întâlnit, că atunci nu erau telefoane. În anii 91 nu erau telefoane și ei se miră de cum. Și eu vreau să spun o poveste, cum s-au întâlnit cei până în 1950. Spune despre doi care încă sunt în viață. Unul mergea pe o parte de drum, altul venea în întâmpinare pe altă parte de drum și spune că atunci când s-au apropiat unul de altul, a zis, pacea Domnului, pacea Domnului. Și fratele a zis surorii, soră, nu vrei să te căsătorești cu mine? Și sora spune că stătea așa cu capul în jos, era rușine, dar spune că ai las să fie așa cum ai zis tu. Vreau să vă spun că sunt surori și în ziua de astăzi, că spun la bărbaților, hai las să fie așa cum ai zis tu, Dumnezeu să le binecuvinteze. Și ceea ce aș mai vrea să vă spun, care ei nu știu și este ceva foarte important, să știți că părinții voștri, dacă până în ziua de astăzi, să zic așa, Florin avea grijă de Larisa, unde este, a venit de la lucru, nu, să o ajute dacă s-a întâmplat ceva, de astăzi înainte va avea grijă de doi și dacă veți avea copii, vor avea și mai multe griji. Și dacă veți avea o posibilitate, pentru că timpul acesta este acum mai modern, sunt telefoane și puteți să dați un telefon la părinții voștri. Suntem bine, am ajuns, ca ei să poată dormi o noapte liniștiți. Să știți că dacă nu le veți suna, s-ar putea întâmpla ei tot noaptea să vă susțină în rugăciune. Doamne, îndură-te, Doamne, păzește-i. Doamne, ocrotește-i. Amin. Te-am iubit cum nimeni în lume nu te-a mai iubit. Și tot ce-am avut mai scump eu ți-am dăruit. Multe zile, multe nopți plânsam pentru tine. Te-am crescut atât de greu, dar îmi pare bine. Doamne, Doamne, ascultă-mă acum, Larisa, pășește pe un alt drum. Ocrotește Tu, Doamne, zi de zi mereu și Te rog adu-i aminte și de dorul meu. N-o lăsa ca să mă uite și dacă o vrea, o să-și aduc aminte de iubirea mea. Ocrotește-i Tu, Doamne, zi de zi mereu și Te rog adu-i aminte și de dorul meu. Nu-i lăsa ca să mă uite și dacă o vrea, fă-i să-și aduc aminte de iubirea mea. Thank you.
Ține-i tu pe calea sfântă toată viața lor. Să nu-i lași nici când, o Doamne, fără de ajutor. Dragostea, iubirea, pacea, zi de zi mereu. Să-i înalțe către tine chiar de va fi greu. Doamne, Doamne, ascultă-mă acum. Denis, pășește până-l drum. Ocrutește-l tu, Doamne, zi de zi mereu. Și te rog, adu-i aminte și de dorul meu. Nu lăsa ca să mă uite și dacă o vrea, fă-l să-și aduc aminte de iubirea mea. Ocrotiște-i tu, Doamne, zi de zi mereu. Și te rog, adu-i aminte și de dorul meu. Nu-i lăsa ca să mă uite și dacă o vrea, fă-i să-și aduc aminte de iubirea mea. Domnul să vă binecuvânteze.